Poluarea aerului este cea mai periculoasă formă de poluare care există pe Pământ, deoarece aceasta produce probleme grave de sănătate pe termen lung. Și celelalte tipuri de poluare sunt periculoase, dar spre deosebire de poluarea aerului, celelalte tipuri îți oferă posibilitatea să alegi. De exemplu, poți alege să nu bei acea apă poluată, în timp ce aerul nu poți să îl alegi. În plus, poluanții aerului pot parcurge distanțe foarte mari de la sursa de proveniență și acești poluanți pot intra în corpul nostru fără să fie detectați de simțurile noastre. În aer există două tipuri de poluanți. Gazele nocive, care includ dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, oxizii de azot și oxizii de sulf, care sunt componente ale emisiilor autovehiculelor și ale proceselor industriale, și particulele în suspensie, care reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de apă. Efectele poluării asupra corpului sunt foarte multe, începând cu o simplă iritație a ochilor și terminând cu cancerul. În minutele următoare vei afla care sunt bolile generale pe care le poți face dacă trăiești într-un aer poluat. Cele mai ușoare simptome care pot apărea din cauza poluării sunt iritația ochilor, a nasului și a gurii. Scăderea nivelului de energie este un alt efect al poluării aerului, iar cele mai grave simptome din această categorie, produse de poluare, sunt durerea de cap și amețeala. După expunerea la poluare pe o perioadă mai lungă de timp, apar problemele pulmonare. Crizele de astm, funcția pulmonară redusă sau pneumonia sunt bolile cele mai întâlnite. Dar la plămâni, cea mai gravă boală care poate apărea din cauza poluării aerului este cancerul pulmonar. După ce poluanții trec din plămâni în sânge, produc probleme și aici. Slăbirea sistemului imunitar este o problemă destul de întâlnită. Odată ce sistemul imunitar este slăbit, corpul nostru nu mai poate să lupte cu diferite virusuri și bacterii care ne afectează sănătatea. Și iată cum aerul poluat poate produce o mulțime de probleme doar slăbind sistemul imunitar. Însă asta nu este tot. Expunerea la poluare pe termen lung produce leucemie, care este un tip de cancer de sânge. În general, această boală apare când suntem expuși la vaporii de benzen, iar acești vapori sunt produși de mașinile din trafic. Însă poluarea nu afectează doar atât. Un organ care este destul de afectat de poluare este inima. Problemele cardiovasculare și bolile de inimă sunt destul de dese în rândul celor afectați de poluare, iar cea mai gravă afecțiune pe care o produce poluarea este accidentul vascular cerebral. Creierul este un alt organ afectat de poluarea aerului. Mulți specialiști au ajuns la concluzia că poluanții din aer sunt responsabili pentru apariția depresiei. Și nu doar atât. Poluarea favorizează apariția demenței, schizofreniei și anxietății. Acestea sunt cele mai frecvente afecțiuni ale poluării aerului asupra corpului. Poluarea produce și alte boli în organismul uman, în funcție de corpul fiecăruia. În orice caz, nu există niciun om care să fie expus la poluarea aerului și să nu se îmbolnăvească. Persoanele din zonele urbane din întreaga lume sunt afectate de această poluare a aerului. În special copiii, femeile gravide și vârstnicii sunt cei mai predispuși la apariția bolilor din cauza poluării. De exemplu, copiii care locuiesc lângă drumurile aglomerate prezintă un risc crescut de astm. În timp ce femeile gravide expuse la nivel ridicat de particule în suspensie în timpul sarcinii, în special în al treilea trimestru, pot avea un risc de până la 2 ori mai mare de a avea un copil cu autism. În descriere găsești un site unde poți să vezi calitatea aerului din zona ta. Poluarea aerului este la fel de importantă ca toți ceilalți factori din viața noastră, pentru că ea este sămânța din care ies bolile care ne pot aduce sfârșitul. Să nu bem apă poluată putem alege, să nu mâncăm fructe dintr-un pământ poluat putem alege, dar să nu respirăm un aer poluat nu putem alege. Sper că ți-a plăcut acest videoclip și că vei avea mai multă grijă de tine și dacă vrei să mă ajuți, nu uita de un like și un subscribe.